Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și la emisiunea mea Online Story. Aș dori să rămâneți astăzi alături de mine. Am un invitat pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, însă de ceva vreme nu mai mi-a călcat pragul, a plecat în străinătate, locuiește în Elveția și a schimbat total viața, iar eu sunt curioasă să văd ce se întâmplă cu el și ce noutăți vrea să ne prezinte nouă astăzi. Ricardo Filip, direct din străinătate, prin intermediul Skype-ului, aici la Wow News. Bună, Ricardo! Bună! Ți-ai schimbat-o și viața și locul din câte observ. Sper că-mi bine, oricum. Perfect. Așa e, văd așa că ți-ai lăsat și barbă. De ce? Crezi că ești mai matur așa sau, nu știu, îi place noi tale, prieteni? Mâine apucăm aia la fizer, deci probabil de asta m-a spus de aranjat, să zic. Da, uite, te-am prins așa cu imaginea asta, cu look-ul ăsta. Mie să știi că mi se pare că îți stă destul de bine. Nu te dezavantajează deloc și credeam că are și o istorie. Nu, v-am spus, mâine trebuie să mă duc sau nu știu. Probabil și de asta, dar oricum barba am avut tot timpul, nu mai ține doar asta în minte bine. Așa e, ai avut, dar parcă acum e mai proeminentă puțin. Lucram la casino în România și nu ne permitea ca dealer să ai barba foarte mare și de aceea nu aveam așa de mare. Așa este. Aveți dreptate dumneavoastră cu ceva. Ai plecat în Elveția. Și s-a schimbat tot ce făceai aici. Iar eu sunt curioasă să văd de ce ai luat această decizie, Ricardo. În mare nu s-a schimbat tot ce făceam. Adică mi-am reluat unele pasiuni pe care le aveam eu când eram mai mic. Adică aceea de juca fotbal era un gol în inima mea, în sufletul meu. Deoarece, nu știu, în România n-am mai făcut fotbal, n-am mai practicat din diverse motive, ale banilor. Și acum am reluat această activitate și simt că sunt fericit, adică ceva în mine mi s-a umplut un gol din, știți ce zic? Și na, asta pot să zic că s-a schimbat în bine. Și nu, alte aspecte pozitive, vă dați seama. Dar de ce Elveția și nu altă țară? În prima fază iubita mea a zis că să mergem în vacanță aici, că ea a locuit aici și a venit în România, spunea să-și facă o operație de rinoplastie când a venit. M-a cunoscut pe mine, a rămas pentru mine, după a rămas în România 5 luni sau 6, a rămas pentru mine, a trebuit să se întoarcă normal, să-și continue viața în Elveția, a rămas pentru mine. Și după aia mi-a zis, ne crezi încă mie o să-mi plac, eu am viață din România, ne crezi încă mie o să-mi plac în Elveția, a zis, hai să mergem în vacanță, dar nu aveam nicio așteptare ca mie să-mi placă sau să rămân aici. Și după am stat o săptămână, după aia am zis că vreau să mai stau, că îmi place, nici nu ar avea ce să-mi placă. Și după, da, așa am rămas aici. După au venit alte lucruri de la sine. De cât timp ești acolo? Din iulie. E ceva vreme. Faci, ceva, da. Din câte știu eu, nu locuiești doar cu prietena ta, ci îți faci niște studii și chiar dorești ca în viitorul apropiat să fii cetățean cu acte în regulă pe acolo, prin Elveția. Da, asta e mult de mai mult până acolo. E greu să fii cetățean în Elveția. Bine, pas cu pas, faci niște lucruri care să te ajute să muncești. Da, eu mi-am terminat facultatea de sport în România cu master și cu program de învățământ, cu toate licențele, așa să zic, și la noi. Și acum aici am dat de recunoașterea lor, am făcut o cerere de recunoaștere și mai am nevoie de un nivel de limbă al lor. Ei au 4 limbi, din care 3 sunt oficiale. Dacă să vorbești la un nivel de C2, cine știe, e un examen de se dă și cine știe despre ce vorbești, știe că e foarte greu. Cum vorbim noi acum română, așa ar trebui să știu eu italiană. Așa e. Ca să-mi accepte asta.
Pentru cei de acasă care ne privesc, este clar. Deci tu ai făcut studiile în România, ai terminat această facultate de sport, însă într-o țară europeană ești nevoit să dai niște echivalări. Așa se fac lucrurile. Și îți mai trebuie și să vorbești o limbă străină. Care este frecvent folosită în țara respectivă. Dacă limba mea maternă, limba mea era, veneam din Germania, am trebuit să mai dau niciun examen pentru limbă. Dar acum trebuie să dau acest CENI, care trebuie să dau și sunt obligat să fie C2. Adică diplomele mele au fost recunoscute, au fost tot o regulă, sunt recunoscute, nu mai trebuie alte echivalări pentru școala unde vreau să predau. Să-mi predau sport, că mie asta îmi place să lucrez cu copii. Pot să predau până la liceu, în România pot să predau și la liceu, dar nu știu aici asta, nu știu exact dacă pot să predau asta, o să-mi zic că după aceea. Și este greu. Este greu. Studiezi, din câte înțeleg, faci o școală specială pentru a învăța cumva limba italiană la un nivel ridicat. Sunt în a doua lună de școală și azi dimineața când mi-a dat mesaj la școală, m-am trimis o poză cu ce exerciții făceam. E grea italiană, din punct de vedere gramatical, e foarte grea. Multe forme care nu există la noi, multe particole care la noi nu sunt, nel, sul, bla bla bla, și la noi nu sunt. Ce există la noi în română mi-e foarte ușor, că fac, mă gândesc în română și după aia traduc imediat în italiană și pe care e logic. Dar ce nu există la noi în română trebuie să le vezi motamo și aia e mai greu. E mai greu. Dincolo de studiile pe care vrei să ți le echivalezi acolo și școala pe care o faci, cu ce te mai ocupi în Elveția? Lucrezi? Păi cum v-am spus, m-am dus la fotbal, asta a fost prima mea plăcere. Adică când am aflat că am o șansă să pot să joc, să mă pot antrena cu echipă, chit ea neprofesională, e semiprofesională, m-am bucurat atât de mult și am zis pentru asta a fost și unul dintre primele motive în care am rămas. Și aici când mergi la o echipă semiprofesională, cum sunt eu în momentul de față, nu la echipă profesională, pentru că au trecut 4 ani de când am mai făcut un antrenament, nu mai făcut să până în vară. Și când mergi la o echipă de genul, îți dă și un loc de muncă, să lucrezi între antrenamente. Cum am eu 3 antrenamente pe săptămână și merg și la școală dimineața, îmi dă să fac ceva, poți să-ți dea un job să faci în timpul tău liber, ca să primești bani și de la echipa de fotbal și să primești și de la job, să primești din două părți. Că, na. Păi și ce job ți-a dat? Eu am decis să livrez mâncare la oameni. Când am timp fac asta și după aia seara am antrenament. Și astăzi am antrenament de la 7. Dimineața am școală și la prânz când nu am alte activități, mă duc când deschid eu, când vreau aplicație și mă duc și lucrez cât timp am și cât pot. E foarte bine și cred că este și un câștig bun. Este o țară extrem de civilizată, cu un nivel ridicat de trai și nu este ușor nici pentru tine acolo. Da, când am spus câți bani câștigă un profesor de sport la noi în România, adică am spus că școala se face la fel 3 ani plus 2 de master și mi-a zis cât câștigă. De ce n-ai rămas în România, m-am întrebat. De ce te chinui? M-au întrebat. La oricine? Poate nu am de portare, m-au întrebat. De ce te chinui? Puteai să rămâi acolo. Păi și am zis, da, dar România e 600 de franci. Că atâta vine. Atâta e. Și faci la pe ce? Pe săptămână? Și am spus, nu, pe lună. Păi și chiria cât e? 50 de franci? Și am zis, nu e chiar 50 de franci. E vreo 400, 300. Păi și cum? Cu ce mai rămâi? Cu ce mai trăiți voi? Am dat așa din nume, ce să... Cam atât, dacă știu, nu știu dacă am zis o prostie sau nu, cer scuze dacă am zis o prostie, nu știu dacă, dar eu știu că în jur de 600 de euro câștigă un profesor de sport la început. Nu știu, super cam. Lasă, la tine vor sta altfel lucrurile peste ceva vreme în Elveția. Vreau să revenim și la viața ta privată. Ai plecat de aici, ai spus
pentru a te duce în vizită la iubita ta și ai rămas acolo. Cum v-ați cunoscut voi? Ea a venit în România, spuneai să-și facă o operație de rinoplastie. Cum te-a întâlnit pe tine? Da. A venit să-și facă o operație de rinoplastie și prietena ei din București lucra cu mine la cazul. Și așa, prin ea ne-am cunoscut, să zic așa, ne-am cunoscut și... Na. Păi cum v-ați cunoscut? A zis, uite, am și o prietenă care a venit din Elveția și vrea să te cunoască? Sau v-ați dus undeva la un cafea și ai venit și tu întâmplător? Nu, dar nici nu mă cunoștea ea pe mine. Adică din auzit, așa că ea nu se uita la emisiune sau nu s-a uitat niciodată, nu mă cunoștea. Așa, din auzit, eu știa de mine. Și nu, mi-a zis că are o prietenă, vorbeam cu ea la muncă, a venit o prietenă, dar ești pe română, am ieșit în oraș, la o cafea cu ea, am ieșit toți. După i-am luat numărul, zic, cum, da. Asta sunt. Asta sunt, cu mine ieși aici în România. Tu ești un tip spiritual și sunt ferm convinsă că ai cucerit-o foarte... cu felul tău de a fi. Da, felul meu de a fi, niciodată nu am avut eu din alea în mine să n-am avut să zic chestii fantastice. Nu, mesaje tâmpite. Ce faci? Cum te simți astăzi? Ce crezi? O să fie vreme frumoasă? Ce știi? Vorbe. Am început să ieșim, n-am vrut să iasă prima dată cu mine și mai greu, na. Știi, Ricardo, că din banalități sau din discuții din astea ușurele, de vară, cum spunem noi, se nasc povești de dragoste foarte frumoase. Și cred că așa se întâmplă și în cazul tău. N-a vrut să iasă foarte rapid cu tine în oraș, dar și când a ieșit, n-a mai putut să stea fără tine. Păi și acum a plecat în România, ea e în România, acum a plecat că are niște probleme și chiar m-a sunat și mi-a zis că de-abia aștept să vină înapoi, că noi suntem pe urmă de un an și o lună și acum e probat când stăm mai mult de două zile sau mai mult de o zi, că unul fără altul. Așa e. Este aceeași persoană despre care îmi povesteai tu când ai venit în urmă cu 8-9 luni la mine în studio? Ce credeți că a schimbat-o? Da, nu, că atunci ai preferat să fii discret în privința vieții tale private. Ai discutat foarte puțin despre ea. Poate că nici nu erați voi extrem de siguri pe legătura voastră sau poate că ea este o persoană care nu-și dorește să apară în prim plan. Să fiu sincer, ea a fost, nu și-a dorit. Pentru că ea a stat, a locuit în Elveția, locuiește de vreo 5 ani. Deci oamenii sunt un pic mai privați cu viața lor, sunt un pic mai... își văd de treaba lor, vreau să zic. Nu ies. Și ea, nefiind obișnuită cum era noi în țară sau cum a fost o persoană care am fost la o emisiune TV și așa, mi-a plăcut chestia asta și a zis că e mai bine pentru noi ca să nu postez multe poze cu ea, să nu vorbesc foarte mult despre ea. Să rămână privat, să rămână relația noastră. Și a avut dreptate, a fost mult mai bine așa și încă este la fel de bine. Așa e, dar au apărut poze. Eu am văzut pe adresa ta de socializare o serie de imagini cu ea și chiar credeam că v-ați logodit. Ați ajuns până în punctul ăsta? Nu, vă dați seama. Când este un eveniment, când este ziua ei, când este ziua mea, când este vine Crăciunul, vă dați seama că acolo se pune o poză de drag, nu că aș vrea să o prezint eu pe ea, pune o poză de iubire, de drag și atunci da, punem, dar nu ne-am logodit, nu văd rostul în momentul de față, adică nu este ceva o necesitate pentru noi în momentul de față, pentru că eu nu, pentru mine chestia asta nu schimbă nimic relația mea cu ea sau viața noastră sau este un lucru care o să se întâmple cu siguranță, dar că nu o să fie timpul. Să vrea cel de sus, așa este. Până la urmă lucrurile astea se programează sau nu. În cazul vostru consider că trebuie să vină de la sine și că un act sau, mă rog, o logon nu vă ține împreună, ceea ce este adevărat și
ține de personalitatea fiecăruia dintre noi, mai ales a voastră. Cum o cheamă pe iubita? Da, trebuie să vină natural, nu trebuie să îți faci și căsătoria, din punctul meu de vedere, și căsătoria și toate lucrurile și logona și vin natural, când e să vină, când nu trebuie să-ți planifici. Mai ales oamenii aici sunt foarte privați, adică se duc la primărie, se duc cu 2-3 prieteni, cu familia și gata, aia e tot pentru ei. Nu fac o chestie foarte mare, nu le place să iasă în evidență. Așa e, dar tu tot român ești, ea tot româncă e, poate că atunci când veți face pasul decisiv, o veți face în România sau poate o veți face discret în Elveția, așa cum sunteți voi acum. Te-am întrebat puțin mai devreme cum o cheamă pe iubita ta și cum o alinzi tu. Andreea o cheamă și o alin Bubs, vine de la Bubu. Mi-a greșit o dată mesaj, mi-a scris Bubs în loc de Bubu și a rămas Bubs. Așa a rămas. E ceva unic, n-am mai auzit și mi s-a părut interesant și ăsta e alintul nostru. Frumos, ea te alintă pe tine sau e același lucru? Tot același lucru. Și eu îi mai zic amore, adică dacă eu toată ziua, eu stau mai italiana. Eu stau mai mult, mă duc și la școală și la fotbal, colegii mei aici pe partea mea sunt majoritatea italieni, puțin germani. Și eu și la muncă tot timpul vorbesc în italiană și na, nu vă dați seama, mai zic amore, adică tot timpul aud în capul meu numai în italiană, numai... Bine, e și o italiană un pic mai ușoară și fără accent cum e cea din Italia. În Italia e mai, din punctul meu de vedere, un pic mai grea. Ei vorbesc, nu pun aici, în Elveția, nu pun timpii gramaticali perfect la trecut, ei vorbesc așa, pe înțeles, să zic așa. Tu ai stat și în Italia o perioadă și poate îți este un pic mai ușor să... înveți limba asta. Probabil de asta, pentru că acum la școala unde sunt am colegi și am fost la o altă școală înainte și acum mi-am schimbat școala, că nu s-a mai făcut grupă pentru limba italiană pentru următorul nivel și mi-am schimbat-o și sunt acum, am colegi din toată lumea, am doi colegi ruși, doi turci, o colegă chinezoaică și cum te înțelegi cu ei? Croați. Și le greu să vorbească, adică sunt în grupă cu mine, la același nivel cu mine, practic, și sunt și de un an și de doi ani sunt aici. Și le greu să vorbească, adică le foarte greu să vorbească. Și îmi zic mie că vorbesc foarte bine. Probabil și influența asta, că și limba noastră e tot la fel latină și romană și probabil influența asta, nu știu. Așa este. Prietena ta ce face acolo în Elveția? Are un salon de estetică și proceduri estetice, de celulită, de epilare definitivă. Ce se face într-un salon de estetică? Unghii, gene. Foarte bine, pentru că o să venim noi toate fetele de aici, de la Wow News, și o să ne ducem direct la salonul Andrei. Ai acolo și un cățel? Cățelul meu, papi, a rămas cu mine, papi, tu, gata. Așa, păi trebuie să aibă și un animăluț. Ia, de ce a venit în România? Spuneai că are niște probleme. Are o problemă de familie, prefer să nu subiectul ăsta. Are o problemă de familie. Am înțeles. Și vorbiți destul de des, nu-i așa? Pentru că vă este dor unul de celălalt. Da. Uite, ne prezint și cățelul tău. Fai cu plăbuța, papi. Să rămână, doamna Cornelia! Mă lingi! Să știi că noi suntem iubitori de animale aici la Wow News. Chiar mai avem și o mascotă, este a lui Bogdan Mocanu, cel care vine cu Loco aici, pomerianului, în și studio, aici, la bărbați versus femei. Și aici toată lumea iubește animale, cred că toți vecinii mei din bloc, cred că toți au animale. Și nu cățeluși așa micuți cum am eu, vita mai cățini, mai tai dulăi, dar sunt foarte, aici e obligatoriu când ai un câine, în afară faptul că îi plătești asigurare și te plătești tot timpul, e obligatoriu să duci la școală la început. Serios? Da, e obligatoriu să duci la școală și de-aia pe stradă nu vezi, rar eu când vezi un câine să, nu știu, să latre sau să, și dulăi din aia foarte mari.
stau foarte liniștiți, foarte... Adică sunt dresați, păi... Da, da, la școală de dresaj sau nu știu ce școală. Și ăsta nu a fost, ăsta a avut cum a fost așa de... E mai mic, l-ai dus și tu la dresaj? Sau este câinele da, Andrei? A fost, nu, că Andrei l-a arit dinainte să fie cu mine și l-a dus și ea, dar a fost mai căpățânat ăsta, asta mai... Uite, vezi, ăsta mai latră. Da, vezi, mai trebuie să mai meargă pe la școala de dresaj. Nu, mie îmi place asta să fiu mai... Mai latră pe câine ea mai mare, după mai dulări, când îi vede mai latră pe ei, până se apropie de ei, când observă situația cum stă, se dă în spate. Mai am o pâine. Dar nu, aici este, nu știu, aici v-am spus. Când am spus, băi, gata. E gălăgios așa ca noi, românii, da, da. Nu se încadrează în peisaj. Nu, no, dar e cineva la ușă, tot timpul vine cineva la ușă, când mai trece așa. Sau că sună interfonul tot timpul, parcă uiară, da, apigata. Nu ți-e dor de România, de, nu știu, de familia ta? Ce spun părinții despre decizia luată de tine de a te muta departe de ei? Îmi este dor de familie, mă, vă dați seama. Cum nu este dor de familia? Îmi este dor, vă dați seama, dar da, ce pot să fac? Vorbim la telefon, vorbim pe cameră. Am avut un mare avantaj în putut să vede că eu am fost și fotbalul plecat de mic și n-a fost, să zic, prima dată când am fost plecat de acasă și mă ajută chestia asta că m-am călit, așa pot să zic. Da, e greu, vă dați seama. Așa e greu de parte, de familie, de oamenii care... au crescut, care te îndrăgesc. Ei ce spun despre Andreea? O plac? Au cunoscut-o personal? Mama vorbește toată ziua cu ea la telefon. Vorbește mama mea cu ea, mai mult decât vorbesc eu cu mama. Cu mama și cu tata nu vorbesc foarte des. Vorbesc o dată la două zile, ce faci, cum a fost la antrenament, cum te simți, mai te doare, mai te doare aia, mai te doare aia, cum e la fotbal, mai doare mușcul, mai ți-a trecut în Tinder. Eu vorbesc chestii general, mama mea cu Andreea vorbesc non-stop, ce ai făcut astăzi, ce ai mâncat, ce ai făcut de mâncare, unde ați luat cina, unde ați luat voi cina și chestii de genul. Vorbesc foarte mult, adică se înțeleg foarte mult și chiar le place și mama și tata place de ea. Vezi, toate lucrurile s-au aranjat pentru tine, Ricardo, și pentru Andreea. O plac și părinții tăi. Da. Bănuiesc că și familia ei te-a adoptat și pe tine. Cum e situația acolo, dacă nu ești vorbăreț tu? M-a adoptat. Da, mă înțeleg și eu bine. Mă înțeleg bine și eu. Ai dat seama cu toată familia. Mama este aici în Veția și da, ne înțelegem bine, vă dați seama. Adică eu, din punct de vedere, trebuie să... Când ești cu o persoană, trebuie să ai o relație bună și cu familia. Dacă nu ai o relație bună și cu familia respectivului sau respectivei cu care ești împreună, atunci ajungi la niște conflicte. Că vrei, că nu vrei să ajungi la conflicte și eu nu le văd rost. Așa e, uneori se ajunge la discuții, fiindcă să recunoaștem, viața nu e lină și nu este perfectă rost. Pentru nimeni. Pentru nimeni nu este perfect, asta zic. Doar că, vedeți, că la noi în țară, după ce că viața nu este roz, ea în general, mai trebuie să ne mai facem și noi mai neagri decât este. Adică mă refer la toate puncte de vedere. Păi, când am ajuns aici, prima dată, și m-au întrebat colegii mei la fotbal, voi câte limbi învățați la școală? M-am băgat capul în pământ. Sau câte limbi știm, ceva de genul a fost, câte limbi învățați la școală, câte vă învați? Nu știu, era un subiect că era greu loc să înveți o limbă de aici, din Elveția, romana se numește, vorbită foarte puțin într-o regiune. Și le-am băgat capul în pământ și le-am zis, păi, noi România nici pe noastră nu vorbim bine, ce să îi zic. Și am întrebat pe el, tu câte vorbești? 5. A zis 5 limbi că vorbește el. Am zis, mamă. Mi-era o rușine de moarte, ce să mai zic. Eu vorbeam o engleză zbărcită, el vorbea cursiv. Mi-a zis, mai știu și franceză și italiană, și dialectele în italiană, știu, na, și napoletană, știu și germană. Am zis, mamă, mă, le știu pe toate toți. Păi, păi aici e normal, mi-a zis. Da. Păi acolo e o normalitate, fiindcă se vorbesc foarte multe limbi străine în Elveția, sunt altfel ei construiți, da, acolo și sunt mai mult
multe limbi vorbite, pentru că sunt mai multe naționalități acolo. Asta este cumva ajutorul, pentru că și aici în România, acum să știi, se studiază și în școală din străine. Normal. Dar mă rog, viața acolo în Elveția este diferită. În ce zonă a Elveției stai? Eu stau mai spre Italia? Eu stau în cantonul Ticino. Da, mai spre Italia, ce se vorbește italiana. Și un pic germană, dar mai poate se vorbește italiana. Stau la, nu știu, la o oră, o oră jumate, două de graniță stau eu. Dacă urc, intru în Elveția internă, care vine Zurich, cu toate acelea, acolo se vorbește nemțește. Și dacă de acolo mai merg încă 100 și ceva de kilometri, 150, ajung pe partea franceză, unde se vorbește franceză. De exemplu, pe aeroportul Basel, sunt două ieșiri, una pe nemțește și una pe franceză. Dacă nu nimerești bine ieșiat, ieși pe partea, dacă vrei să ieși pe partea nemțească, dacă n-ai nimerit-o. Prietena mea este odată. Odată a greșit ieșirea și s-a trezit cu franceză. Scria tot în franceză. După aia zice, dar stai că trebuie să fii în germană. Și până așa dat seama, stai că trebuie să ieși pe altă parte, să fie pe partea nemțească. Sunt multe lucruri așa aici, multe lucruri. Din punct de vedere, ni se par nouă strani, adică. Dar, repet, așa cum am spus și la începutul emisiunii, este o țară civilizată, o țară frumoasă, o țară în care te vei dezvolta și tu mult mai bine ca om, ca personalitate. În curând vreau să aud de profesorul de sport Ricardo Filip, de fotbalistul Ricardo Filip, pentru că știu măcar, că ai șanse. Măcar una din astea două. Am două, n-ai cum să fii și fotbalist și profesor de sport. Poți să fii profesor de sport și practicant de fotbal. Adică să faci fotbal la nivel de amator, de să fie mai mult de plăcere și cred că da, spre zona asta vrei să te îndrepți cumva tu. Ce, nu știu, să văd, dacă o să am șansa să joc la un nivel mai sus, următorii ani, nu o să zic nu, vă dați seama. Mai ales că tu ai un post, postul de portar, care te ajută să evoluezi pe teren până spre 38-39 de ani, iar la vârsta ta ai toate șansele să evoluezi în continuare. Da, sunt un pic mare și eu, vă dați seama, acum la 24 de ani, dar nu este ca un mijlocaș. Mai ai 14 ani de fotbal, așa e. Eu vreau să aud numai lucruri bune despre tine. Mă bucur că astăzi am intrat în direct cu tine de acolo din Elveția. Am putut să aflu cam ce se întâmplă în viața ta, fiindcă erau foarte multe persoane care mă întrebau ce mai face domnule Ricardo, nu mă invitați în emisiune? Iar eu știam că ești departe, am încercat de mult să te aduc așa aici în fața oamenilor, fie și prin intermediul Skype-ului. Îmi cer scuze atunci, în prima dată îmi cer scuze. Am avut, nici vreau că am avut multe în perioada aceea și n-am putut să intru atunci, îmi cer scuze. Nu contează, ai venit la emisiunea mea la Online Story acum și cred că și oamenii de acasă știu ce se întâmplă în viața ta. Vreau să ne lăsați foarte multe mesaje așa pentru Ricardo și data viitoare când voi mai fi alături de el, fie că va fi aici în studio sau pe calea undelor, îi le voi transmite și voi discuta cu ele ce gândiți dumneavoastră despre decizia lui de a pleca departe de România. Îți mulțumesc mult, Ricardo! Mulțumesc! Să auzim numai lucruri bune de acolo din Elveția, repet, să fii și profesor de sport și fotbalist, ce-ți dorești tu și să ai și o relație foarte frumoasă cu Andreea în continuare. Vă mulțumesc din suflet, să aveți o zi frumoasă. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Ricardo, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine ca de obicei. Să aveți o după amiază cât mai frumoasă. La revedere, ne vedem curând.